De obicei, când ne pornim la o călătorie lungă și nouă, ne interesăm de traseu, de costuri, de dificultăți, de timp, de cheltuieli, de tot ce ne așteaptă pe parcurs până când ajungem la destinație. Ca oameni cu minte, cum suntem, înzestrați cu înțelepciune și rațiune, e bine și normal să facem astfel de calcule. La fel este și pe calea credinței. Domnul nostru Iisus Hristos a venit, ne-a deschis poarta, ne-a poftit pe cale, ne-a asigurat de faptul că ne însoțește pe cale, dar pe cale sunt provocări, sunt costuri, sunt cheltuieli, sunt lupte și trebuie să fim foarte bine conștienți de lucrul acesta. Pentru că dacă te pornești la drum și nu știi ce te așteaptă, foarte devreme vei fi dezamăgit și riști chiar să abandonezi cursa până la capăt. Una dintre temele Evangheliei după Matei și, de fapt, unul dintre subiectele tot timpul abordate de Domnul Iisus Hristos este și subiectul acesta, costul uceniciei. Da, ușa ne-a fost deschisă, am fost poftiți pe cale, avem asigurată însoțirea Domnului, dar în același timp există niște așteptări și costuri din partea noastră. Există niște lucruri care ne privesc pe noi. Și predica din după masa aceasta, așa după cum rezultă din pasajul scurt pe care l-am citit, se referă tocmai la subiectul acesta, costul uceniciei. Există și o carte foarte bună cu titlul acesta pe care vă recomand, costul uceniciei. Ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului și de faptul că chemarea lui Hristos este una radicală. Chemarea lui Hristos este una radicală. Să fii ucenic al lui Iisus Hristos nu e lucru ușor. A fi ucenic al lui Iisus nu este un hobby pe care îl practici în timpul liber. Când vrei, când ai chef, când te relaxezi, când vrei să fii confortabil, să te bucuri, când ai tu timp, mai îți aduci aminte și mai practici ucenicia sau urmarea lui Hristos. A fi ucenic al lui Iisus Hristos nu este unul dintre multele lucruri pe care noi ni le planificăm să le facem în această viață. Nu este un punct de pe lista noastră lungă de puncte pe care vrem să le atingem. A fi ucenic al lui Iisus Hristos este o chemare radicală care înglobează toate punctele, le atinge pe toate și le transformă pe toate. Nu e unul din punctele de pe lista noastră, ci e ceea ce determină modul în care noi ne alcătuim chiar lista și modul în care trăim punctele pe care le punem pe listă. Chemarea lui Hristos este una radicală. Domnul nostru Iisus Hristos, am văzut în capitolul 8, a înfăptuit câteva minuni, trei dintre ele fiind remarcate într-un mod special și subliniate de evanghelistul Matei, iar către seară, după lăsarea întunericului, chiar mulți au venit la el și au fost eliberați și vindecați. După această zi aglomerată, după aceste minuni făcute și după ce Matei, călăuzit de Duhul Sfânt, remarcă faptul că Domnul nostru a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre, Domnul nostru s-a hotărât să treacă de partea cealaltă a lacului, să se suie într-o corabie și să meargă împreună cu ucenicii, așa cum va face de mai multe ori pe parcursul misiunii sale, pentru a-și trage sufletul, spune noi, pentru a se odihni. Era și el om până la urmă și avea nevoie să se odihnească. Măcar că nu-l vom vedea pe Mântuitorul retrăgându-se în câte o casă sau într-alta, ci mai degrabă în pustie, pe deal, pe munte, pe mare, rugându-se uneori singur, alteori împreună cu ucenicii. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de partea cealaltă. Iisus se pregătea să plece. Avea nevoie așadar de puțină odihnă după o zi aglomerată și încărcată. Marcu ne spune că pe lângă Iisus Hristos și ucenicii și alți oameni s-au îmbarcat în corăbii ca să plece împreună cu Iisus. Dar cei mai mulți au rămas pe țărm. Cei mai mulți se uitau, cei mai mulți se gândeau oare când o să revină, unde pleacă, oare când o să-l mai vedem, ce o să mai facă, cum o să se comporte, cum o să se sfârșească misiunea acestui om. Cei mai mulți au rămas pe țărm. Și dintre cei care au rămas pe țărm, câțiva vor să-i transmită ceva Mântuitorului înainte de plecare. Îl interpelează, îl abordează pe Domnul Iisus Hristos. Da? Intră într-o discuție cu Mântuitorul. Și Evanghelistul Matei ne prezintă doar două cazuri, dar știm din Evanghelistul Luca, din Evanghelia după Luca, că au fost mai mulți oameni. Luca vorbește despre trei. Matei alege doar doi și ne prezintă aceste două personaje care înainte ca Mântuitorul să meargă pe mare de partea cealaltă a lacului Genezaret,
aceștia doi îl abordează pe Domnul Iisus Hristos pentru că vor să-i transmită niște lucruri, vor să îi transmită niște gânduri. Și în primul rând ne spune Evanghelistul Matei că s-a apropiat de el un cărturar, un învățat. Nu toți erau cărturari în Israelul primului veac, nu toți puteau să fie, n-aveau toți capacitatea, pregătirea. Trebuia să faci o școală, trebuia să fii recunoscut într-un mod oficial, trebuia să ai niște capacități, trebuia să ai niște resurse ca să te poți susține și nu oricine putea să fie cărturar în Israelul primului veac. În general, cărturarii, din punct de vedere teologic, erau de partea fariseilor. Erau farisei, după cea mai îngustă partidă a evreilor. De aceea, evangheliștii, când vorbesc despre cărturari, veți vedea și vom vedea de multe ori, vorbește despre cărturari și farisei. La fel, când vorbesc despre preoți, evangheliștii vorbesc despre preoții și saducheii. Pentru că, din punct de vedere teologic, majoritatea preoților din Ierusalim erau saducheii. Adică nu credeau în înviere, în duhuri, în îngeri și toate teoriile saducheilor. Cărturarii, așadar, erau oameni învățați, oameni respectați de către societatea evrească, făceau parte, din punct de vedere teologic, din tagma fariseilor. Și acest cărturar s-a apropiat de Domnul nostru Iisus Hristos și spune în felul următor: învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. În primul rând, vreau să remarcăm faptul că acest cărturar se adresează Mântuitorului cu cuvântul învățătorule, adică rabinule. Asta în vreme ce Domnul Iisus Hristos nu era din punct de vedere oficial un învățător, un rabin, un învățat. Pentru că mulți se vor mira mai târziu cu privire la persoana lui Iisus Hristos, cum vorbește omul acesta cu atâta autoritate și înțelepciune că el n-a făcut nicio școală cum am făcut noi. N-are recunoașterea oficială, n-a fost ucenicul niciunui alt rabin. De unde are înțelepciunea aceasta? Cei mai mulți farisei nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca un mare învățător. Ce să mai vorbim de saducheii și de preoți. Măcar că unii s-au adresat cu apelativul acesta, dar cărturarul nostru îi se adresează cu învățătorule. Și de aici ne dăm seama că avea o oarecare apreciere față de Mântuitorul, față de persoana lui Iisus Hristos. Că îl recunoștea totuși ca un mare învățat, ca un mare învățător. Și spune în felul următor: vreau să te urmez oriunde vei merge. Acum trebuie să ne aducem aminte de cultura și de societatea evrească a primului veac. Un ucenic își alegea rabinul și niciodată invers. Altfel spus, cărturarii sau ucenicii mergeau în căutare de învățători, de rabini. Și la fel cum astăzi tinerii își aleg facultatea, spre exemplu, și atunci oamenii care doreau să ajungă niște ucenici ai unui oarecare învățat sau rabin, mergeau și se uitau, studiau. Vedeau care este oferta, care este plaja, ce se află pe piață la momentul actual și făceau onoarea unui rabin sau altui rabin să îl urmeze. Și sigur, fiecare rabin, cu cât avea mai mulți urmăritori, cu cât avea mai mulți follower sau ucenici, care este termenul biblic, cu atât era mai respectat, mai apreciat. Și învățatul nostru, cărturarul nostru, vine la Domnul Iisus Hristos și din modul în care se exprimă, înțelegem faptul că ceea ce de fapt îi transmite este următorul lucru. Rabinule, învățătorule, uite, eu sunt un cărturar de seamă și îți fac onoarea să fiu studentul tău. Vin să îngroș rândurile ucenicilor care nu sunt mulți și nu erau mulți la vremea respectivă, pentru că era totuși începutul misiunii Domnului Iisus Hristos. Și cărturarul nostru se apropie de Iisus Hristos cu oarecare mândrie și din modul în care se exprimă și studiind cultura vremurilor, ne dăm seama că îi spune de fapt Mântuitorului: vreau să-ți fac onoarea să fiu studentul tău. Vreau să-ți fac onoarea să mai ai pe mine premiant în clasa ta, în grupa ta. Eu sunt un cărturar, nu sunt un ucenic ca și cei pe care îi ai tu. Pentru că ce ucenici avea Hristos la vremea respectivă? Niște pescari amărâți, vai de capul lor, un trădător de neam, vameșul Matei, și cam toți erau oameni de rând. Ei, cărturarul nostru era om respectat și se apropie de Iisus Hristos cu oarecare mândrie și îi spune: vin să îți fac onoarea să fiu ucenicul tău. Singurul care a încălcat această tradiție și acest obicei al vremurilor era Domnul Iisus Hristos. El nu este ales de către ucenici, ci Mântuitorul însuși i-a ales pe ucenici. Știți ce le va spune mai târziu Domnul Iisus Hristos celor 12? Nu voi m-ați ales pe mine. De ce le spune așa ceva? Pentru că în vremea respectivă ei, ucenicii, își alăgeau învățătorul. Dar Mântuitorul vine și le spune: voi nu m-ați ales. Lucrurile s-au petrecut invers. Eu v-am ales pe voi și v-am ales ca să mergeți și să aduceți multă roadă. Și sunteți oameni de rând.
Nici măcar n-am ales oameni cultivați, oameni învățați, oameni citiți, oameni cu carte, pentru că și cu privire la apostoli se vor mira mai târziu preoții din Ierusalim. Cum au împrășteat ăștia învățătura aceasta și au umplut Ierusalimul de învățătura lor, că sunt oameni de rând, pescari, agricultori. De unde au atâta înțelepciune? De la Mântuitorul care i-a ales și care mai târziu i-a autorizat și i-a împuternicit. Deci Domnul Iisus Hristos le spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, dar cărturarul nostru, om studios, vine cu mândrie și îi spune, Doamne, te-am ales. Învățătorule, te-am ales, îți fac onoarea. Și cu siguranță s-a așteptat omul nostru la laude. Băi, ce mă bucur, foarte frumos din partea ta. Un om cărturar, un om cu școală, un om cu diplomă. Hai, vino după mine. Te pun peste ăștia la alții. Ăștia-ți mai de capul lor. Îi înveți tu. Avea multe așteptări, dar Domnul nostru, așa după cum suntem deja obișnuiți, îi dă un răspuns care nu-i va fi pe plac. Nu-i va fi pe plac. Vreau să remarcăm, atitudinea aceasta a cărturarului este o atitudine pe care o întâlnim și astăzi la mulți oameni. Și mulți oameni au și astăzi impresia că ei îi fac un favor lui Hristos dacă se pocăiesc. Nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți oameni care gândesc în felul acesta. Am vrut să mă pocăiesc, spun ei, dar nu a fost cum am așteptat eu. Nu a fost biserica, nu a fost oamenii și m-am răzgândit. Nu mă mai pocăiesc. Ca și cum tu i-ai face un serviciu sau un favor lui Hristos că te pocăiești. Oameni care vin și ei pun condiții. Mă pocăiesc, vin la voi, mă botez, dar dacă. Cum să pui dar dacă? Cum să zici dar? E ca și cum ți-ar arde casa și tu când vin pompierii le-ai spune stop, vă las să-mi stingeți casa, dar stați să-mi ascultați condițiile. Nu când îți arde casa. E urgent. Veniți de urgență și stingeți-mi casa. Cum să spui lui Hristos, mă pocăiesc, dacă? Să pui tu condiții. Să ai așteptări și să ai impresia că îi faci un favor lui Hristos dacă tu te pocăiești. O astfel de abordare și o astfel de atitudine este atitudinea unui om care nu este schimbat și care se amăgește și vor să îi amăgească și pe alții. Țineți minte întâmplarea pe care ați mai auzit-o din locul acesta povestit, o doamnă i-a spus unui predicator, unui evanghelist după mesaj, auziți, eu m-aș pocăi, dar nu pot să mă cobor atât de mult. Și predicatorul le-a răspuns cu multă înțelepciune, doamna respectivă era suspusă în societate. Predicatorul le-a spus, doamnă dragă, tu ești jos, ești în fundul gropii, trebuie să te înalți ca să te pocăiești. Nu-i faci o favoare lui Hristos. Că tu, cine îi fii acum văzută bine în societate, vii și ești urmașa lui Hristos și acum Hristos, ca și cum te-ai coborât la nivelul lui. Nu, tu ești jos din punct de vedere spiritual. În ochii lumii, îi fii sus, în ochii lui Hristos, ești în fundul gropii. Dacă nu te pocăiești, vei pieri. Pentru că asta va spune și Hristos în tot mesajul său și în toată Evanghelia sa. Așadar, omul nostru, cărturalul nostru, avea impresia că îl va impresiona pe Iisus Hristos, credea că îl va impresiona și că îi face un favor cum mulți oameni cred și astăzi. Și Iisus îi răspunde, vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Acum, nu e prima dată când Domnul nostru dă un răspuns ciudat la o afirmație care pare că n-are nimic de a face cu răspunsul. Și știți de ce Domnul nostru face asta de multe ori? Pentru că Domnul nostru nu răspunde aparențelor. Domnul nostru vede dincolo de cuvintele rostite de unii sau de alții. Țineți minte episodul cu Nicodim? Ce a răspuns Mântuitorul lui Nicodim? Nicodim vine și laudă. Doamne, știu că ești un învățător venit de sus. Și Domnul nostru îi dă un răspuns care nu are legătură cu cuvintele introductive frumoase ale fariseului. De ce? Pentru că Hristos vede dincolo de cuvinte. La fel și în cazul acestor doi oameni. Nu le răspunde efectiv cuvintelor, ci răspunde motivațiilor lor, se uită la inima lor. El nu se rezumă doar la ce spun oamenii, ci vede dincolo de cuvintele lor, vede inima lor, vede așteptările lor, vede motivațiile lor și îl vede pe acest cărturar și vede că așteptările lui erau complet nepotrivite cu starea de ucenic al lui Iisus Hristos. Și îi spune în felul următor, auzi, dragul meu, să fiu ucenic al meu nu-i ușor și nu-i confortabil. Tu cauți o viață comodă, să te duci, să stai. Care era pasiunea unui cărturar, ce credeți? Să cărturărească. Să citească, să stea liniștit, să studieze, din când în când să mai asculte, să mai vorbească. Mântuitorul va face lucrurile acestea, va vorbi și va citi, că a citit mult și Scriptura și a înțeles-o într-un mod complet și definitiv, dar a făcut mult mai mult decât atât. Și spune acestui om, auzi, viața de urmaș al lui Hristos, viața de ucenic al meu, nu e o viață confortabilă, nu e o viață comodă.
Pentru că Fiul omului vorbește Iisus Hristos despre sine însuși și folosește această expresie pentru prima dată în Matei și o va repeta de multe zeci de ori. Fiul omului, Fiul omului, Fiul omului sunt două expresii importante cu privire la persoana lui Iisus Hristos în Evanghelie. Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este om și Dumnezeu în același timp, de aceea se folosesc ambele expresii. Dar spune Domnul, Fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Spre răsibire de animale, vulpile care au vizuin și păsările cerului care au cuiburi. Eu sunt într-o continuă alergare, spune Hristos. Și chiar așa a fost. Nici măcar acum, când trebuia să se odihnească în casa lui Petru, nu a putut. A trebuit să treacă lacul, în altă parte, în pustie, unde nu erau oameni, pentru că l-asaltau pretutindeni. Nu pot să mă odihnesc, sunt într-o continuă alergare. Și spune lucrul acesta cu privire la sine, dându-ne de înțeles și dându-i de înțeles și cărturarului nostru că ucenicii săi trebuie să fie la fel. Adică viața de credință nu e o viață de comoditate. Nu e o viață de confort. Nu asta căutăm, nu asta e țelul, nu asta e scopul. Nu suntem mântuiți ca să stăm liniștiți, să venim doar o dată pe săptămână la biserică, dimineața și seara, duminică și poate și joia, așa te... Viața de credință presupune luptă, presupune efort, presupune implicare, presupune consum, presupune epuizare de multe ori, pentru că pe calea credinței nu există șomeri, oameni neimplicați. Sunt unii care au impresia că ei sunt șomeri și au fost și în vremea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul nostru va spune chiar o pildă pentru cei care cred că pe calea credinței pot să stai cu mâinile în sân. Pilda talanților. Și ne va spune despre unul care a primit un singur talent, n-a făcut nimic, a stat confortabil, comod, nu s-a implicat, potrivit cu cât i-a dat stăpânul și când va reveni stăpânul, va fi aspru pedepsit. Pentru că n-a înțeles costurile. N-a înțeles costurile, cum nici cărturarul nu înțelege și cum mulți oameni nici astăzi nu înțeleg. Viața de credință presupune implicare, luptă, efort, epuizare, tulburări, surprize neplăcute, lucruri neașteptate, deși nouă ne-ar trebui și ne-ar conveni toate să fie clare, totul să fie bine stabilit, totul să fie planificat din timp, previzibil și simplu. Dar nu e așa. Viața de credință nu e așa. Viața de credință nu este ușoară și asta spune Iisus Hristos. Cărturarul nostru asta și-a dorit. Să aibă totul previzibil, să fie totul foarte clar, să fie liniște, pace și Domnul nostru se uită la inima lui și îi spune nu știi ce te așteaptă. Ai tu impresia că știi, dar nu știi de fapt ce te așteaptă. Și e foarte interesant că mai degrabă îl descurajează Mântuitorul. Decât să îl încurajeze într-un mod greșit, mai bine îl descurajează. Și îi spune nu-i cum te aștepți tu. Dragii mei, viața de credință, viața de ucenic este plină de surprize neplăcute, este epuizantă și dacă nu înțelegem lucrul acesta vom fi dezamăgiți. Dar se merită să luptăm până la capăt. Se merită pentru că finalul merită toate costurile, finalul merită toate jertfele noastre, finalul merită toate suferințele noastre. Unul care l-a imitat foarte mult pe Iisus Hristos în ceea ce privește epuizare, implicare, călătorie și așa mai departe a fost Apostolul Pavel. Și știți ce spune Pavel? Am suferit mult, am suferit mult. Pe râuri, în primejdii de moarte, bătut, lovit cu pietre, biciuit la nesfârșit, chinuit în mod și chip, aruncat în temnițe. Dar spune Pavel la final, socotesc că toate suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Altfel spus, zice Pavel, am știut costurile, dar merită. Merită pentru că finalul face să merite totul. Și omul nostru, cărturarul, n-a înțeles care sunt costurile și implicațiile de a fi ucenic al lui Iisus Hristos. Vine un altul care era dintre ucenici, spune Matei, i-a zis și el, și dintre ucenici, termenul acesta aici nu se referă la cei 12, pentru că știm că Domnul nostru avea mai multe cercuri de ucenici, da, cercuri mai lărgite. Avem pe cei 12, chiar și în interiorul celor 12 a fost un cerc și mai restrâns de 3. Ioan, Iacov și Petru. Dar au fost și oameni care de departe pretindeau că îl urmează pe Iisus Hristos. Ne aducem aminte de Ioan 6. Acele câteva zeci de mii, 25-30 de mii de oameni, bărbați, femei, bătrâni și copii, care au fost hrăniți de Mântuitorul și după minune, toți au vrut să-L facă împărat și să-L urmeze. Și Domnul nostru Iisus Hristos s-a descotorosit de absolut toți. Foarte interesant, avea o ocazie extraordinară și, am spune noi, a ratat-o. Deci omul acesta care vine al doilea, făcea și el parte dintre cei care spuneau că îl urmează pe Iisus Hristos. Și spune în felul următor, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. O cerere de bun simț, nu? O cerere normală, am spune noi.
pentru că suntem tentați când citim pentru prima dată și într-un mod superficial cererea aceasta, să credem că de fapt omul nostru tocmai a avut un deces în familie. Tocmai a murit tatăl. Și asta cred mulți când citesc pasajul, dar dacă suntem mai atenți, înțelegem că de fapt omul nostru nu asta spune. Pentru că dacă tocmai ar fi murit tatăl, un evreu n-ar fi cheltuit mult timp cu înmormântarea. 2, 3, 4, maxim o săptămână și după o săptămână ar fi fost liber. N-ar mai fi avut sens cererea aceasta. Pentru că ar fi zis să-l îngrop pe tata, acum e mort și mă duc după Hristos. Dar nu asta spune de fapt omul nostru. Ci expresia aceasta, dăm voie să îngrop pe tatăl meu, se referă, lasă-mă până când o să moară tata, pentru ca murind să mă descurc cu moștenirea și să rezolv problemele de familie. Era o expresie foarte des întâlnită în Orient și chiar și astăzi mai este folosită de către popoarele din Orient. Spre exemplu, un misionar din Europa, în urmă cu câțiva ani, a mers în zona Orientului și a găsit acolo un tânăr creștin într-o biserică cu mult potențial, tânărul respectiv. Și i-a făcut o invitație. Vine, te rog, în Europa să te școlesc, să te trimit la școală, să devii pastor, să devii teolog și apoi vin apoi în țara ta ca să conduci biserica. Și tânărul nostru răspunde misionarului, auzi, trebuie să îngrop pe tata. Și misionarul îi spune, aoleu, n-am știut, condoleanțe. A, nu, nu, nu-i mort. Trebuie să îngrop pe tata. Ce vrei să spui? Trebuie să moară tata. Până în ziua de astăzi s-a păstrat această vorbă în zona respectivă, în Orient. Pentru că oamenii prin această vorbă spuneau, lasă-mă să rezolv problemele care sunt generate de moartea tatălui. Și problemele respective erau probleme de moștenire, care nu erau puține. Ne aducem aminte că la un moment dat Hristos a fost confruntat cu o astfel de problemă. Unul din mulțime i-a spus, Doamne, spune fratelui meu ce să facă. Să împartă cu mine moștenirea. Era destul de comun în vremea respectivă să se întâmple astfel de lucruri, pentru că n-au fost rezolvate lucrurile în timpul vieții tatălui, când o trebuie să fie rezolvate, să se facă foarte clar moștenirea împărțită. Și omul nostru, asta îi spune lui Iisus Hristos, lasă-mă să-mi rezolv problemele de familie cu moștenirea, să moară tata, să-l îngrop și apoi o să vin. Nu știu cât o mai fi în viață tata. Nu știm câți ani avea tatălui sau în ce stare de sănătate se afla. Dar Domnul nostru din nou îi dă un răspuns foarte dur, la limita impolității, am spune noi, foarte nepoliticos. Hristos îi răspunde în felul următor, vină după mine și lasă morții să-și îngroape morții. Dur. Dur, Domnul Iisus Hristos. Ce vrea să spună prin această afirmație? Lasă oamenii lumii să se ocupe de lucrurile lumii. Nu fii tu preocupat de moștenirea lumească. Fii tu preocupat de comoara cerească. Vină după mine și vei avea o comoară în ceruri, va spune mai târziu unui alt om. Lasă moștenirea de aici. Prioritar sunt eu, prioritară este viața veșnică, prioritară este Evanghelia, misiunea pe care eu am venit să o îndeplinesc. Asta e prioritar. Lasă aceste lucruri lumești care vor rămâne aici și dă mie prioritate. Pune-mă pe mine în capul listei. Nimic nu poate să aibă prioritate în fața lui Hristos, nici măcar familia, nici măcar părinții. Ce să mai spunem de moșteniri și alte lucruri care aici rămân. Domnul nostru va spune mai târziu, cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, ba chiar pe fiu și pe fiică. Noi cunoaștem cuvintele acestea foarte bine, dar nu știu cât de mult le-am acceptat și cât de mult ni le-am însușit, pentru că sunt foarte tranșante. Sunt foarte tranșante. Acum, nu știm ce s-au ales de acești doi oameni, de cărturar și de omul acesta preocupat de moștenire și de rezolvarea lucrurilor pământești. Dar Domnul nostru va relua subiectul acesta al uceniciei și al costului uceniciei, pentru că este unul foarte important. A fost atunci și a rămas și astăzi. Ne aducem aminte că Domnul nostru a făcut câteva vindecări și după aceste vindecări urmează această interacțiune. Interacțiune care rezultă într-o învățătură pentru noi. O învățătură foarte importantă. De fapt, toate vindecările pe care le-a făcut Iisus Hristos și pe care le va mai face de aici încolo, n-avea o altă menire decât a atrage privirea asupra mesajului. A atrage și a pune reflectoarele pe mesaj, pe Evanghelie. Să nu uităm asta. Hristos n-a făcut minuni și vindecări de dragul vindecărilor. Hristos a făcut minuni și vindecări de dragul sublinierii mesajului, adică a cuvântului, adică a Evangheliei. Asta a făcut Hristos. Asta a dat el prioritate și într-un mod special a pus accentul pe vindecarea spirituală care e mult mai urgentă și mai importantă decât vindecarea trupească.
Și vindecarea spirituală nu putea veni altcumva decât prin cuvântul Evangheliei. De aceea vom vedea de multe ori intercalate minuni, 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 cuvânt. Minuni, 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 cuvânt. Întotdeauna Domnul nostru a pus la oaltă aceste două lucruri și a încercat să scoată în evidență importanța cuvântului și nu atât a minunilor. Minunile aveau menirea de a atrage atenția și de a întări mesajul și sigur și pe mesager care avea autoritate divină. Vreau să nu uităm și să observăm din nou din textul nostru un adevăr dureros. Hristos nu a acceptat ușor noi ucenici. Hristos nu a acceptat ușor noi ucenici. Parcă în mod intenționat, în repetate rânduri, când câte unul a vrut să-L urmeze pe Iisus Hristos, Hristos mai degrabă l-a descurajat. Și a spus, e sigur? Știi la ce te înhami? Știi ce ceri? Știi ce presupune să mă urmezi pe mine? Ne aducem aminte de Ioan 6. Acea gloată foarte mare. Hristos s-a retras când doreau să-L facă împărat. L-au prins când s-a dus peste lac și l-au interceptat din nou și acolo. I-au spus, Doamne, unde ai fugit? De ce nu vrei să vii, să devii împărat? Și Hristos le vorbește în pilde și le spune, dacă nu beți sângele meu și mâncați trupul meu, nu sunteți ucenicii mei. Și ei spun, așa ceva e prea de tot. Nu se poate așa ceva. Hristos insistă și ei, în loc să fie interesați de ce înseamnă mesajul, spun, asta e prea de tot. Pe noi ne-ai pierdut. La revedere. Și Mântuitorul nu fuge după ei. Nu le spune, stați un pic. Stați să mai negociem. Stați să mai discutăm. Stați că n-ați înțeles. Pentru că Domnul a priceput și a văzut că ei nu sunt interesați de mesaj. Erau interesați de pâine și de sănătate. De aceea au și dorit să-L facă împărat. Ca să aibă tot timpul brutăria cu ei. Pâine non-stop. Le-a mulțit pâinile și peștii, lucru nemai văzut de când din lumea și pământul. N-aveau intenția să-și vindece sufletul, ci doar să-și hrănească trupul, să aibă borta plină. Domnul nostru a văzut asta și spune, la revedere. Mergeți! Și a pierdut într-o singură zi câteva mii de ucenici. Câțiva mii de follower. Și nu doar că i-a pierdut pe ăștia. După ce ei pleacă, se întoarce către ucenici. Și știți ce le spune? Dar voi nu vă duceți. Ca și cum? Pe acolo e calea. Drumul, vedeți? Și ce răspunde Petru? Doamne, la Tine sunt cuvintele vieții. Petru a înțeles. Nu minunile, nu pâinile. La Tine sunt cuvintele vieții veșnice. De aceea stăm. Unde să ne ducem? Stăm pentru că am înțeles un adevăr. Dacă Hristos nu a acceptat ușor noi ucenici, dați-mi voie să vă spun că și noi ar trebui să urmăm exemplul. Ar trebui să urmăm exemplul. Nu putem primi pe oricine. Nu putem accepta pe oricine. Nu pot boteza pe oricine. Cât depinde de noi, trebuie să analizăm, să mă interesez. Vine la biserică, îi place cuvântul și cât pot și cât înțeleg, analizez și atenționez. Asta trebuie să fac și eu și să facem cu toții. Nu vină cu orice preț. Vină și îi vom vedea noi. Nu, vină, e necesar să vii. Dar trebuie să înțelegi ce presupune. Ce presupune a fi ucenic al lui Iisus Hristos. Dacă Domnul nostru a avertizat în repetate rânduri și noi trebuie să facem la fel. Mântuirea, dragii mei, este gratis, se oferă în dar, dar odată primită reclamă totul. Îți schimbă viața. Nu există domeniu pe care să nu-L atingă Hristos. Ai intrat în viața unui om, transformă totul. Dă totul peste cap. Scoate totul la iveală și vrea să vindece orice lucru. De aceea nu e ușor. Nu este ușor și trebuie să nu fim în postura acestor oameni. Cărturarul nostru cu siguranță s-a aflat în categoria acelui pământ care n-avea adâncime. Știți că Domnul nostru mai târziu, în Matei 13, va spune niște pilde, pildele împărăției. Și una dintre pilde este și pilda semănătorului. Și în pilda respectivă sunt patru tipuri de pământ. Și unul dintre aceste pământuri, cel de-al treilea și cel mai periculos, de fapt cel de-al doilea, există și cel de-al doilea, este pământul care n-are adâncime. N-are adâncime, sămânța cade, răsare repede, plin de elan, plin de bucurie, pentru că nu a găsit pământ adânc, odată ce răsare soarele, se ofilește și dispare. Dispare. Să nu fim în această categorie, să fim foarte conștienți care sunt costurile și ce presupune viața de credință. Oamenii care nu înțeleg costurile și care se aruncă cu capul înainte și care vin plini de bucurie și dintr-o dată îi vezi că au căzut, se aseamănă cu cei care se suie într-un tren. Nu sunt pregătiți pentru drumul lung care îi așteaptă și după câteva stații spun, eu am crezut că imediat ajungem. Stai puțin, atât de lung, stau incomod în trenul ăsta, au mai venit și altul lângă mine care
miroase cam greu. Păi de eu până acolo, încă 10 ore. După 2-3 stații s-au dat jos. Pentru că n-au înțeles ce presupune călătoria, costurile. N-au fost pregătiți. N-au fost pregătiți. Sau se aseamănă cu acel tânăr care se uită la o paradă militară și spune, băi, ce fain e viața de soldat. Abia militar mă fac. Pentru că la parada militară totul strălucește. Totul e nou, totul e frumos, totul e plin de vitejie. Dar viața de militar și de soldat nu e la paradă. Că viața de militar și de soldat e din război. Acolo e năroi, e sânge, e chin, e moarte, e durere, e foamete, sunt boli, e luptă, e chin teribil. Deci trebuie să fim foarte atenți și conștienți la ce ne-am înjugat și să-i avertizăm și pe oameni. Că nu este ușor, îmi pare rău, pe calea îngustă e luptă. Plăceri pământești, deșertăciuni pe ea, nu-s, e îngustă, e dreaptă, dar e bună, că duce în sus. Trebuie să fim foarte conștienți la ce ne-am înjugat. Și să spunem adevărul și celorlalți cât Hristos asta a făcut. Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 20 de ani, am urcat pentru prima dată un munte, Rarăul. Am fost cu Ionuț Budurlean, cu Nicușor și Gurel Manciu și cu Dani Mureșan. 5 oameni. Am dus cu fratele Adea Ghiniței, undeva în câmpul lung moldovenesc. Și am fost foarte entuziasmat. N-am urcat în viața mea, numai pe pădurile noastre, pe câmpii, pe aici. Așa am crezut că e banal. Mi-am luat un rucsac enorm, cred că avea vreo 10-15 kg cu tot ce mi-am pus în el, și de bocanci de iarnă. Și am pornit plin de râvnă. Pe la jumătatea drumului mi s-a dus talpa de la bocan cu drept. Ba mai mult, mi-am schimbat deja hainele de 2 ori, că eu transpir foarte des, și apa nu mai exista. Am băut-o și pe aia, că am crezut că odată ajungem și coborăm înapoi, că am păduri la noi. Când am ajuns în vârf, eram epuizat. Am coborât pe altă parte și am coborât desculț doar în șosete cu bocanci în mână, că talpa nu mai exista. Și am ajuns jos și am spus, în viața mea, cât trăiesc eu pe munți, nu mai urc. Dar nu e adevărat. Că am prins drag. Și de atunci am mai urcat și mai urc și astăzi. Dar acum știu la ce să mă aștept. Știu ce să-mi pun în ghiozdan. Știu ce încălțăminte să am în picioare. Altădată m-am dus în papuci de jucat tenis. Am regretat toată viața. Pe ineu. Un traseu teribil. Dar acum știu la ce să mă aștept. Sunt pregătit. Asta presupune și viața de credință și de ucenic. Să știi la ce să te aștepți. Domnul nostru va da niște pilde în Evanghelia după Luca. Și va scoate în evidență adevărul acesta când va vorbi despre un om care va merge la luptă și nu și-a făcut calculele. Păi tu mergi cu 20.000 să lupți împotriva celui cu 100.000. Ești de râs. Ajungi acolo și când vezi cât îți ia, îți spui, cedezi. Sau să te pornești să construiești un turn fără să ai materiale. De aia spune, chibzuiți, informați-vă, băgați de seamă, să știți la ce să vă așteptați. În mod constant îi va avertiza Domnul nostru. Urmează capitolul 9 și apoi ajungem în 10, când Domnul nostru îi trimite pe cei 12 apostoli. Și acolo va face niște afirmații care sunt valabile pentru toți ucenicii. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ce șansă are o oaie în mijlocul lupilor? Da, să pui față în față o oaie cu un lup. Ce șansă are o oaie în fața lupului? Nu are nicio șansă, e zero. Ba mai mult, câți miei fată o oaie pe un an? Știți lucrul acesta? Câți miei fată o oaie într-un an? Unul, cel mult, doi, foarte rar mai mulți. În general, unul, doi. Dar câți lupi fată o lupoaică? Câți? La 4-5 în sus. La 4-5 în sus. Și totuși, vă întreb în România, ce sunt mai mulți? Lupi sau oi? Oi. Dar știți de ce? Ce face diferența? Păstorul. Păstorul face toată diferența. Altfel, ce șansă ar avea o oaie față în față cu un lup? Un singur lup, în câteva minute, să nu mai vorbim de ore, face praf o turmă întreagă. Nici măcar nu le mănâncă, doar le omoară pe toate. Dar păstorul face diferența. Hristos spune, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, totuși mergeți, îndrăzniți că eu sunt cu voi. Și păstorul nostru este Hristos și cu noi. Ucenicul va avea dușmani chiar pe cei din casa lui, spune Mântuitorul. Tatăl va da la moarte pe fiul, fiul pe tată, fratele pe frate. La asta să vă așteptați. Și s-a întâmplat. Și în anumite zone de pe pământul nostru se întâmplă și astăzi. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Tot timpul parcă îi descurajează. De fapt, nu îi descurajează, ci îi informează cu privire la ce urmează să vină. Fiți cu mare băgare de seamă, spune Mântuitorul. Viața de credință este grea, nu este ușoară, dar merită. Merită pentru că ne așteaptă destinul veșnic alături de Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru că alternativa este teribilă. Alternativa este calea cea largă, ușoară, dar iadul cel veșnic.
care va fi o eternitate de regret și de părere de rău și de suferință. N-avem altă soluție. Acestea sunt doar căile care ne stau în față. Calea îngustă, dificilă într-adevăr, care duce în sus, la capătul ei ne așteaptă Hristos și sunt fericiri și bucurii veșnice și vom vorbi în lunile care urmează despre rai. Vom vedea câte bucurii sunt acolo, ce ne așteaptă acolo și câte concepții greșite avem noi despre rai. Enorm de greșite și enorm de multe. Și cealaltă alternativă este calea cea largă, unde într-adevăr există o pace relativă, o liniște, e ușor cu gloata, e ușor să noți cum merge curentul, e greu să noți împotriva curentului, dar merită. Domnul nostru ne-a promis că ne dă toată puterea, ne dă toată asistența, nu ne-a înșelat, nu ne-a spus mergeți și va fi ușor. Va spune mai târziu, jugul meu este ușor, dar vom vedea la ce se referă. Însă, în mod repetat, ne-a avertizat, ne așteaptă pericole, ne așteaptă dificultăți, dar îndrăzniți, a spus el, îndrăzniți, aveți curaj, eu am biruit lumea și voi o veți birui și o vom birui prin el și prin Duhul Său cel Sfânt. Amin.